Ce măsuri de eficiență energetică pot fi realizate de proprietarii parcurilor industriale? În primul rând, proprietarii parcurilor industriale pot să implementeze măsuri care sunt obținute din cazuistica existentă, best practice-ul realizat de către operatorii de servicii de facility management. Ei trebuie să țină cont în proiectarea noilor spații de sfaturile oferite de către aceștia și să le pună în practică. O altă măsură ar fi partea de implementare a tehnologiilor noi care țin de automatizare și mă refer aici la partea de contorizare inteligentă, la partea de building management system, la partea de supraveghere video cu analiză de date. Toate acestea pot să ducă la eficiența costurilor și reducerea a costurilor materiale de operare. La fel, partea de remote monitoring a depozitorilor poate să genereze costuri mai mici cu personalul uman la locație. Deci există o paletă destul de largă de măsuri care sunt accesibile și care se amortizează într-un timp foarte scurt. Puteți să ne vorbiți puțin și despre rezultatele obținute de proprietarii parcurilor industriale care au luat măsuri în acest sens? În primul rând, parcurile industriale care au implementat măsuri de automatizare au continuat la dezvoltările ulterioare să mențină același trend pentru că au văzut reducerile considerabile pe zona de eficiență energetică în primul rând și totodată și pe partea de timp de răspuns în cazul unor defecțiuni sau unor probleme de natură tehnică. Dovada este SMD, cel al doilea depozit pe care îl construiește EMAG-ul și care va beneficia la fel de sistem BMS, cum a fost și cazul primului depozit care l-a construit. În ceea ce privește costurile operaționale, cum pot reduce parcurile logistice aceste costuri? Parcurile logistice pot să reducă costurile operaționale printr-o monitorizare atentă a părții de eficiență energetică, de consum de energie în principal, pe partea de monitorizare a sistemelor, de a face o monitorizare de la distanță, a păstra mai puțin oameni la locație și a face mentenanța preventivă într-un mod planificat, având o mentenanță computerizată care să permită interacțiunea de la distanță și totodată partea de planificarea activității cu echipe mobile de intervenție.